Episcopul Anton Durcovici s-a născut la 17 mai 1888 în Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. La vârsta de 6 ani a venit la Iași, unde a frecventat cursurile școlii elementare a parohiei catolice. S-a transferat la o școală din Ploiești și apoi la București, unde a urmat între anii 1898-1901 cursurile școlii Sfântului Iosif, iar între anii 1901-1906, ca seminarist, a urmat cursurile seminarului Sfântul Duh. La 30 octombrie 1906 a fost trimis la Roma pentru a-și continua studiile teologice la Colegiul de Propaganda Fide, pe care le-a încheiat în anul 1911. A fost sfințit preot la 24 septembrie 1910 în Bazilica Sfântului Ioan din Lateran, Roma, și s-a reîntors în țară la 11 august 1911. După anul 1911, a fost mai mulți ani prefect de studii și profesor la Seminarul Arhiepiscopal Sfântul Duh și școlile arhiepiscopale Sfântul Iosif și Sfântul Andrei din București. A fost și administrator parohial la parohiile din Târgoviște, Buzău și Giurgiu în diferite etape până în anul 1930. După primul război mondial, părintele Anton Durcovici a ocupat diferite funcții în cadrul Arhidiecezei de București, director al internatului Sfântul Andrei între anii 1920 și 1924, canonic al Catedralei Sfântului Iosif începând din 8 martie 1923, rector al Seminarului Sfântul Duh în perioada septembrie 1924-octombrie 1947, vicar general al Arhidiecezei de București în perioada 2 octombrie 1935-octombrie 1947, președinte al Academiei Teologice Sfântul Duh între anii 1930-1947, cenzor al cărților, al doilea judecător din Tribunalul Bisericesc, examinator pentru cler, membru în Consiliul Școlar Eparhial, președinte al Congregației Mariane a Bărbaților din București în perioada 1921-1947, redactor coordonator la ziarul Farul Nou între anii 1933-1944, președinte al Asociației Mamelor Creștine, președinte al Ordinului al III-lea Franciscan sau Terțiar, membru în Consiliul Administrativ Arhidiecezan, duhovnic penitențiar, responsabil al Uniunii Apostolice a Clerului din România între anii 1926-1947, director național al operei Întronizării Preasfintei Inima lui Iisus în familiile creștine din data de 31 martie 1939. A fost decorat în anul 1931 cu Ordinul Steaua României în grad de ofițer, iar în anul 1934 a fost numit camerier papal. La 30 octombrie 1947, Papa Pius al XII-lea l-a numit episcop de Iași. A fost consacrat la 5 aprilie 1948 în Catedrala Sfântului Iosif din București de nunțiul apostolic Gerard Patrick O'Hara și înscăunat în Catedrala din Iași la 14 aprilie același an. În timpul scurtei sale păstoriri a diecezei de Iași, episcopul Durcovici a desfășurat o activitate pastorală asiduă, vizitând parohiile din Moldova și însuflețind cu viața sa inimile enoriașilor. La 17 ianuarie 1949 a fost numit și administrator apostolic al Arhidiecezei de București. La 26 iunie 1949, în timp ce mergea spre Popeștile Ordeni pentru a administra taina Sfântului Mir, a fost arestat de securitate și închis la București în perioada 26 iunie-4 mai 1951, la Jilava între 4 mai și 10 septembrie 1951 și apoi la Sighetul Marmației, unde, în urma bătăilor și a înfometării, a murit la 10 decembrie 1951, fiind înmormântat în cimitirul orășenesc din localitate, într-o groapă comună.
Procesul de canonizare al episcopului Anton Durcovici a început cu faza diecezană la 25 martie 1997, continuând la 8 februarie 2010 cu faza romană. La 28 februarie 2013, la Vatican, s-a dat votul afirmativ argumentării teologice a martirului episcopului Durcovici. La 15 octombrie 2013, la Vatican, membrii Congregației pentru Cauzele Sfinților, în unanimitate, au exprimat părerea pozitivă asupra martirului și virtuților episcopului Anton Durcovici. Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut oficial, la 31 octombrie 2013, martirul slujitorului lui Dumnezeu Anton Durcovici, episcop al diecezei romano-catolice de Iași. Astfel, preasfințitul Anton Durcovici va fi ridicat curând la cinstea altarelor și înscris în rândul fericiților și sfinților Bisericii Catolice. Liturghia beatificării va avea loc la Iași la data de 17 mai 2014.